Filiala Giurgiu Alianței pentru Unirea Românilor a organizat joi dimineață o conferință de presă care l-a avut printre invitați și pe actorul Mugur Mihăiescu, candidatul partidului la alegerile europarlamentare de anul viitor. Printre subiectele abordate în cadrul conferinței s-a aflat cel privind măsurile guvernului pentru acoperirea deficitului bugetar. Vă vorbesc în calitate de antreprenor. Măsurile fiscal-bugetare. Singurul lucru pe care îl pot spune despre măsurile fiscal-bugetare este Doamne ferește. Doamne ferește, pe bune. Guvernul distruge efectiv două domenii cheie ale economiei, IT-ul și construcțiile. În ceea ce privește construcțiile, situația este cu atât mai tragică, cu cât își taie efectiv craca de sub picioare. Pentru că sunt afectate investițiile în curs cu bugete deja aprobate sau poate investiții deja achitate. Ionuț Dobrescu susține că prin deciziile luate în ultima perioadă, guvernanții au dat o lovitură grea, în special întreprinderilor mici și mijlocii. Guvernul nu este prietenul antreprenorilor. În momentul ăsta, guvernul este dușmanul întreprinderilor mici și mijlocii. Impozitul ăla de 1% din cifra de afacere a băncilor, unde credeți că o să se regăsească? Vă garantez că în dobânzile la credite, că nu are unde în altă parte. La rândul său antreprenor, Mugur Mihăiescu a vorbit despre ineficiența sistemului în condițiile în care România are un număr mult prea mare de bugetari, iar cheltuielile sunt uriașe. Păi 560.000 de bugetari în plus față de ce ar însemna o țară când Polonia funcționează la o populație de 30 de milioane cu 900.000, iar noi avem 18 milioane, funcționăm cu 1.380.000. Bugetari, atenție, nu mă refer la cei care muncesc, nu mă refer la o mare parte a profesorilor, nu mă refer la o mare parte a medicilor, ci mă refer strict la cheltuielile bugetare în administrație. Acesta susține că la populația actuală țara noastră ar putea funcționa cu aproximativ 2/3 din numărul bugetarilor pe care îi are în acest moment. Te miri că ai gaură bugetară? Când tu trebuie să funcționezi ca stat la această populație cu 800.000 de angajați în bugetul de stat, asta înseamnă pe an o economie de 6 miliarde de euro. Minim 6 miliarde, 6 ori 5, 30 de miliarde în plus. Acoperi și deficit bugetar, începi să acoperi și din găuri, dar când noi plătim bani așa înainte, dăm 7 miliarde, când vin? Nu știu, mă.